Bună seara, domnule Petrea. Iată, după 2 săptămâni de pregătire, reveniți la meciurile oficiale, mâine seară la Călăraș contra celor de la Academica Clinceni. Cum au arătat băieții în această perioadă? Bună seara. Am avut această perioadă de 2 săptămâni, benefică pentru noi, cred eu. Sunt mulțumit de modul cum au răspuns jucătorii. Și cred eu că am depășit momentele mai puțin plăcute care le-am avut înainte de această pauză competițională. Cum vedeți adversarul de mâine seara? O echipă bună, o echipă care în acest debut de sezon a pierdut doar un singur meci contra CFR-ului, o echipă cu apărare bună, organizați bine defensiv, de 8 dovadă și numărul redus de goluri pe care le-au primit. O echipă periculoasă pe contraatac, trebuie să fim foarte atenți la aceste aspecte și să fim concentrați pe toată durata partidei. O echipă în componența căreia sunt și jucătorii experimentați, valoroși, care pot decide anumite situații de joc. Dar, încă o dată, depinde numai de noi să intrăm 100% motivați și concentrați la miza jocului și să ne gândim că trebuie să câștigăm acest meci. Credeți că cei de la Clinceni sunt mai puternici acum, odată cu venirea foștilor dumneavoastră jucători, cu care ați scris o pagină importantă din istoria acestui club? Așa cum am spus, sunt jucători valoroși și care au făcut parte din lotul nostru aici. Da, probabil că valoarea lor a crescut acum și chiar dacă nu sunt 100% pregătiți fizic, dar cred că pot avea un cuvânt de spus în timpul meciului. Trebuie să fim foarte atenți la ei. Rivalele CFR Cluj și Universitatea Craiova au fost destul de active pe piața transferurilor în ultima perioadă. Credeți că FCSB are deja lot pentru titlu? Acesta să fie motivul pentru care nu s-au făcut transferuri? Da, noi ne-am făcut o strategie, așa am considerat până acum. Nu pot să fiu decât mulțumit de ceea ce am realizat până acum, să spun, ok, cu acele probleme de la cu pandemia, dar în rest eu consider că avem un lot de jucători echilibrat și valoros. Acum că îi aveți pe toți la dispoziție, mai puțin cei accidentați, o să vă fie mai ușor să faceți echipa sau mai greu? Mai dificil o să fie, normal, că mie îmi place totuși chestia asta, ca să fie concurență pe posturi și să luăm deciziile cele mai bune, jucătorii cei mai în formă să intre în teren și să joace cât mai bine. Cele 3 rezultate negative ale echipei naționale au părut să afecteze moralul fotbaliștilor. Unii dintre antrenorii din Liga 1 s-au plâns de acest lucru, că jucătorii s-au întors foarte abătuți de la lot. Având în vedere că nu ați avut niciun fotbalist convocat la echipa națională de seniori, poate fi acesta un lucru pozitiv pentru moralul jucătorilor dumneavoastră? Da, cred că ca român, orice român cred că a fost afectat de aceste rezultate, mă rog, nefavorabile. Jucătorii noștri cred că și ei au avut momente de, cum să spun, afecțiune, să zic așa, din cauza faptului că echipa națională n-a câștigat. Dar aici, la noi, noi ne-am concentrat pe ce avem noi de făcut și nu cred că avem probleme din punctul ăsta de vedere. Au fost multe voci care l-au condamnat pe selecționer că nu i-a convocat pe Man și pe Tănase. Chiar și patronul a spus că, în mod normal, ar fi fost obligatoriu să fie chemați. I-ați simțit, mă rog, Man a fost la echipa de tineret, dar pe Tănase l-ați simțit afectat de acest lucru? Tănase e un jucător profesionist și el și-a făcut treaba aici pe perioada asta și nu are nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Iar Denis a venit de acolo cu moral bun, nici el, zic eu. Aici, la noi, lucrurile stau altfel, atmosfera e alta și cred că totul va fi bine. Vă așteptați ca mâine seară să se vadă moralul acesta bun al echipei în teren? Eu mă aștept să văd o echipă agresivă, o echipă care s-a pregătit bine astea 2 săptămâni și să ne impunem stilul și să câștigăm. La final vă adresez o întrebare venită din partea tuturor reprezentanților mass media. După cum poate ați aflat și dumneavoastră, Laurențiu Reghecamp, alături de care ați lucrat aici în 2 rânduri,
a părăsit formația lui Wasl din Emiratele Arabe Unite și, bineînțeles, au început speculațiile că va veni aici sau nu va veni aici. Cum priviți dumneavoastră acest subiect? Am aflat și eu astăzi despre acest lucru. Sincer, n-am vorbit cu Laurențiu nimic, nu știu ce s-a întâmplat acolo și chiar nu știu ce planuri de viitor are, nu știu, chiar nu mă interesează. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.